Ok, deci aici începe ziua a doua din daily vlog. O să mă duc până la un notar sau ceva să-mi traduc diploma de bancă, pentru că trebuie să o trimit la facultate. Iar apoi cred că o să merg pe la mall, mă rog, rămâneți pe aici să vedeți ce se întâmplă. De basturi la H&M și după aia trebuie să merg, am o întâlnire la ora 5 și na, așa e când ești mare, ai probleme. No, dar glumează, o să fie fain. Vă arăt, vei cu mine și acolo, desigur. Ok, și cam atât cum o luat, o să merg la întâlnirea aia despre care vă ziceam și m-am uitat puțin peste comentariile de la vlogul de ieri și am citit pe toate, apropo. Cred că tot timpul citesc toate comentariile, așa că dacă lăsați un comentariu, eu o să îl citesc și dacă nu am mai răspuns la ceva de genul, o să-i și răspund și da, vă dau și inimioare dacă vreți. Și am văzut că vă place, oarecum nu am mai frez, adică oricum nu mai am ce să fac acum, deja m-am tuns, nu am cum să îl pun la loc părul. Și da, mă gândesc, data viitoare să mă tun la zero. Da, ok, nu mă tun la zero, încă. Ok, și acum mi-am terminat deja toată treaba și nu mai pot, vreau să mă duc să mă pun în pat, să mă culc, pentru că sunt foarte, foarte obosit și da, nu mai pot de somn. Hei, ceau! Opa! Eu mă duc să mă culc, că nu mai pot. Am dat să dau tricou jos. Ok, deci acum o să observați o schimbare în calitate, deoarece am trecut de pe iPhone-ul meu 3GS pe GoPro, pentru că ăsta e mai bine căptușit pentru a filma cu el în apă și o să încerc să filmez ceva cu el. Să-mi pun ochelare. Acum nu o să mă mai vedem bine. Ok, deci ok, deci nu știu pe unde este GoPro, l-am luat să not cu el și să filmez și mi-a scăpat pe undeva și acum o să-l caut, adică ar trebui să fie în piscină, trebuie să mă duc pe el, de aia mi-am pus ochelarii și sper să-l găsesc. Așa se întâmplă când vrei să fii vlogger. Mi-a zis și mine că mă duc să caut GoPro, că îl pierd înainte de apă și nu știu pe unde e. Ia, dă-mi mie! Dă-mi mie! Am găsit GoPro acum câteva scene faine și cam aici se termină vlogul, dați un like și un subscribe și urmăriți-mă pe Instagram, ciao! Trebuie să mă duc pe el, de aia mi-am pus ochelarii